Salutare, salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog. Am venit la un magnet fishing aici pe ponton. S-au mai stricat pe aici, uite, scândurile astea le-au mai stricat, le-au mai rupt. Ia uitați câți pești aici în apă. Am luat și carcasa aia care am cumpărat-o nouă și vreau să o încerc. Mamă, dar câți pești aici! Șoa! Zmititei, mormoloși, n-aia, cum se cheamă. O să băgăm camera în cărcasa nouă, am luat șața, să vedem dacă surprindem ceva, că e ampa foarte, foarte limpede, deci chiar să vede prin apă, ia uitați. După aia dacă dau cu magnetul, vă dați seama că, uite, o aruncat scândurile în apă, dar le prind eu cu magnetul și le aduc la mal. Păi, dar numai rău fac ăștia, nu poate să facă ceva mai ca lumea. Hai zis că revin de pe carcasă. Și iată-ne, frate, la un nou cum să spun eu, magnet fishing. Sper să stea ăsta, să nu se ducă pe o parte, că se cam mișcă. Ia de să pun eu aici, uite așa, frumos. Și haide să pregătim cam periculos. Am făcut 5 minute o filmare sub apă, o să o pun separat. Și am revenit cu magnetul. Magnetul e ăla mic, nu e ăla mare. Acum o să tulbur apa, o să tulbur apa puternic. Ia să vedem că cred că iar stăm 5 ani să facem șufa asta. Dar o să-mi vină de pe temu un nou magnet și o nouă șufă din aia groasă, ca lumea. Și o să mai venim aici, să mai încercăm. Am văzut câteva șmecherii pe aici, câteva chestii. Acum să văd dacă pot să... Șufa asta groasă a fost pentru canalul de fugă. Dar să mai bine să... Să trecem la treabă, să băgăm numai șufa asta mai subțire, să o disnod de aici, că durează până să disnoadă, până așa, n-are rost să vă țin pe filmare, am luat și telecomanda cu mine, cu Vadi găsesc ceva interesant, n-am mai luat hamul, deși trebuia să iau, n-am mai luat nici Hero 12, am luat numai Hero 10, că am vrut să-l bag în apă să fac chestia asta. Da, haideți că revin să disfac și eu astea și revin pe filmare să vedem dacă prindem ceva interesant. Și acum, fraților, prima aruncare, o să avem acolo așa, văd o bucată de ceva acolo. Chiar să mă duc. N-am nimerit, dar tot n-am nimerit. E magnetul mic, oricum și ușor. Mai tare trebuie. Aha, aha, uite așa. A, dar acolo e o bucată de metal prins în pământ. Și nu se scoate. Dar văzusem ceva aici mai înainte, da? În fine. Să văd. Unii era, că nu mai știu. A, uite aici. Dar nu știu dacă prinde magnetul. No. O să dăm pe aici, așa. Uite aici era un... Aha, uite, un cablu ceva, dar acum s-o mânjut apa și nu se mai... Aia magnetul ăsta e ușor. Trebuie un magnet din ala mare, profesional, da? Cred că cu timpul o să-mi cumpăr un magnet din ala mare, profesional, pentru că cu ăsta nu prea văd eu. Acolo era ceva, dar e o pungă, nu-mi dau seama ce.
mai prinde și chestii din astea bruie. Hai să dăm aici unii gaură, asta imediat întorc camera. Oricum acum e așa, numai un pic introducerea, să vedeți și voi. Dar cum prind ceva o să vă arăt. Aici la magnet trebuie avut răbdare. Oricum pe aici nu prea ai ce să găsești. Nu pierdi lumea, cine știe ce. La magnetul ăsta e așa de ușor. Pare rău că l-am pierdut pe ăla mare acolo. Ăla era rotund mare, ăla prindeam o grămadă cu el. Asta e. N-ai ce să faci. Yes, ai ghinion? Ai ghinion. Opa, și primul dop de beri. Primul dop de beri. Stați așa să dau camera mai așa. Sper să mă vedeți. Mi-e frică acum s-o spart astea. Ce s-a întâmplat aici? S-a stricat prostiile astea, lemnile astea. Păi și așa de la primărie, veni să fac un ponton un pic mai mare, până mai încolo, să poți să te duci. Nu neapărat pentru magnet, dar vine lumea să se distreze, să pună cu camere frumos de filmat și să fie ceva frumos. Dar ce să fac? Nu face nimic. Ia, că am prins ceva. Bă, un cârlic de pește am prins. Uite, are și asta, ața. Un cârlic de pește, bă, nou-nouț. Ia uitați, nu-i ruginit, nu-i... Înseamnă că-i pierdut acum, o dat la pește aici și l-a agățat, ia uitați. Nu știu dacă vedeți calomea aia, să-l punem aici. Îl lăsăm la colecția noastră de cârligi, de ce mai găsesc. Aveam eu o cutiuță, dar nu mai știu unde. Hai că tot se găsește ceva. Am început bine. Bun, bine că o prins. Magnetul ăsta e un pic mai puternic ca celălalt, chiar dacă e mai mic. Dar cred că cu timpul o să iau un magnet ăla mai mare, așa. Mai ales că a apărut aplicația asta Temu. Nu fac publicitate, dar chiar e bună. Mulți spune, bă, să nu comanzi pe Temu, că poți să-ți iei mari schem, să-ți furi. Ce să-mi furi, frate? Că eu folosesc Revolut. Nu are decât să iei sărăcia de 2-3 lei de pe Revolut. Ce poate să iei? Cam bate soarele, știu, cam bate soarele. N-am unde să lăs camera, doar să o mut invers. S-o mut așa, că știu că bate soarele, băi, fraților, și se vede nașpa cu soarele în spate. O să spună, bă, dar ce vloguri faci, bă, ce... Cum boala? Cum te-ai obișnuit să faci vlogurile? Nu, aici nimic. Știi cum se zice, bă, aici cauți acum carul cu fân. Cum se zice, știi? Și ce nu-mi place mie, băi, fraților, că când se tulbure apa, nu mai vezi nimic în ea. Da. Ia, o prins ceva acolo, da. L-a lăsat, nu știu ce-o prins. Magnetul ăsta e mic tare, ci n-are nici... Și exact cum am bănuit prima monedă de 10 bani aici. E o distracție așa că prins cu magnetul. Uau, ce murdare. De la apă, o stat în mâl. Deci trebuie să arunc mai în larg. Am și cârpa asta aici. Nu râdeți de cârpa mea, e cârpă roz. Am găsit-o și eu ca să o fac cârpă. Bine, n-am găsit-o la... Să văd cum e sfoara. Să nu dau camera în apă. Oricum de pierdut nu se pierde, că e legată cu aia până la 5 km. Și fraților, am găsit o bijuterie de diamant scump. 5 milioane de euro costă diamantul ăsta. Cine boala m-a aruncat? Bă, dar ce faină e. Bine că dacă se prinde magnetul, vă dați seama. Oh, bă, că a căzut piatra aia. Nu s-a dus, că a căzut în apă. S-a căzut pe aici. Bă, a căzut pietricica aia, bă, dar ce nătărăuț. Vai. Bă, a căzut pietricica, că-mi plăcea. Firai să fii de pietricica, unde ai căzut. A căzut, bă, pietricica aia strălucea, ce frumoasă era. Hai să mai aruncăm pe aici prin...
zona asta, dar mă enervează stuful ăla. Aici e fain să ai o bărcuță ceva. Să ai o bărcuță. Bă, mi-aș cumpăra o bărcuță de aia. Mă duc așa cu bărcuța și pâc, pâc, pâc cu magnetul. Pe aici unii nu e apa adâncă. Așa, să stai în apă reci cu picioarele și oricum apa e cam până la brâu. Ia uite ce am prins acolo. Au ce boschet. Ia să vedeți acum, pe filmare. Ia ce boschet am prins. Auzi. Ia. Mamă, dar ce boschet are. Cum să prins cu magnetul când sunt boscheți ăștia mari? Ia să vă arăt, dar nici nu știu dacă pot să iau din apa asta. Ia, auzi aici. Au ce boscheți. Din asta de apă, i-arunc încolo. Dar de fapt, cine tărăos. Bă, dar e și scândura asta aici. E grea de apă, nu pot să o sar. Era bun dacă aveam prieteni ca lumea de vlog. Făceam un vlog, cine construiește o plută. Ne gândeam la o plută și aici e mișto, că nu e apa adâncă, dar vara, când e cald. Să faci o chestie din asta, cine construiește o plută. Și pluta să funcționeze, dar n-ai cu cine, n-am prieteni. Haideți că mai revin să văd, poate mai găsesc un briliant, un, eu știu, lingou de aur. Glumesc, mai vreau, ce să găsesc că numai, bine că n-am venit să găsesc, eu am venit să mă distrez, să mă relaxez. Dai seama că dacă vii să, cu gândul ăla, bă, hai să mă duc să caut, să văd, nu mă îmbogățesc. Cel mai mișto e de distracție. Te distrezi, acum e altul cu pescuitul. Și nimic. Deci nimic. Uite acolo aș vrea. E un pix acolo, un, nu știu ce e ala. Să văd dacă reușesc să-l aduc încoa. Ia de să văd. E roz, e fain. Nu știu ce e ăla, un pix, nu știu ce o fi. Ia, ce-am prins acolo? A, buruie, ca de obicei. Mă, magnetul ăsta e și ușor, vă dați seama că nu e magnet profesional. Aha, acum îl iau spre mine ăla și imediat îl iau. Nu te întoarce, vin încoa. Nu te du încolo. Și nu m-am cua. Hai să vedem ce chestia aia. De scufunda nu se scufundă. Dar e un pix, o jucărie, nu știu ce o fi. Gata, am luat-o. Come on here. Come on here. Ce-o fi chestia asta? Și ce facea chestia asta? Avea? Bă, nu cumva e din aia pentru aia? Ia, că cam arată multe frunze pe el. Poate mai aș poliția naibă. Zice că, bă, dar ce faci, umbli cu fofârlica? Am văzut aici în apă. Cine știe, cred că sigur o era ierburi din alea aromate, de ceaiuri, de... Știți voi ce spun? Doar nu le-am fumat eu. Bă, da, pe aici așa. Nu se mai găsește nimic, mă, decât numai ruginituri din astea. Mă șterg pe mâini și revenim din nou cu ceva interesant. Am pierdut pietricica aia, unde s-a dus pietricica? Nu e aici pietricica, unde s-a dus? Era frumoasă, strălucea, o căzut pe aici, n-a mai... Cine știe unde s-a dus? Am găsit și diamantul, bă, fraților, bă, uitați pietricica, bă. Ia uitați pietricica. Asta costă, pă, 1 milion de euro, bă. Aute. Mă îmbogățesc. Băgăm aici. Revenim cu magnetul. Am prins o pungă, bă, fraților.
Vreau să scot din apă. Am prins o pungă și o lipit de magnet. Magnetul e curat. Am mai găsit câteva capace de bere, câteva capace de la conservă de... Nimic interesant. Dar o să mergem un pic și pe canalul de fugă. Vreau să arunc și acolo de două ori magnetul. Și cred că e cam gata cu vlogul pe azi. Că n-are rost să stăm așa mult, că nu e nica deocamdată interesant, ca să zic, bă, că e ceva interesant. Magnetul ăsta e și ușor, are forță de prindere, dar e ușor, nu se scufundă cum trebuie, în mâl. Ăte am prins, iar o sărit. S-o prins când aia în stuf. Vreau să văd acolo comentarii, dacă vă place cu magnet fishing. Vreau să văd și eu acolo măcar 20-30 de like-uri. Voi sunt persoane, bine, au și mulți abonați, dar sunt persoane care, vlogări care au 100.000 de like-uri, bă, și noi la 4.000 de abonați, bă, nici măcar 20-30 de like-uri, bă, fraților, dați voi acolo un like, bă, e gratis, bă, nu mă costă nimic, adică mă ajută și pe mine să cresc canalul, să mă recomand YouTube-ul. Dacă voi vă uitați și nu dați like, bine, na, YouTube-ul mă recomandă, dar nu sunt din asta mare. Vai de mine, super. Ia uite, bă, ia uite, ia. 20 de bani, noi nouți. Mamă, cum i-o prins. Uite, noi nouți, nu prea smurdari. Îi curăț acasă, îi dezinfectez. Îi mai dau pe la magazin, acolo la un rest. Eu n-am să țin de colecții. Bă, dar nu, a, bă, da, s-o înregistrat. Stați așa că nu pot să desfac asta. Mamă, ce s-a închilat aici. Moneda asta. Șut pe mână. Băi, dar nu pot să o desfac. Da, așa că rezolva acum, Cătălin. Băi, dar ce s-a... Mamă, dar ce s-a prins aici. Hai, mă, du-te de aici. Sunt doi... Ah! S-a îndoit ăsta, mă, și nu se dislipește de aici. Ia uite-l, mă. Mai zici că nu-i magnetul puternic. Bine că metalul ăsta mic, 10 bani, imediat îl lipește și el e, cum se cheamă, e perfect plat. Cum zic ăștia, că pământul e plat. Au în minte prostiile astea. Opa. Revin dacă între timp am mai găsit ceva cu magnetul, ca de obicei. Am mai scos odată, n-am prins nimic, l-am mai aruncat, îl mai lăsăm un pic. Dacă tot s-a aici la, și-am găsit punga asta, murdară, totuși să mai luăm din mizeria asta de pe apă. Ia uite, măcar să mai facem curat, nu? Că mă... cum se cheamă, mă, nu-i laud asta, dar vreau să fac o faptă bună, adică dacă tot e cu magnetul, să curăț un pic și apa, mai strângem din gunoaiele astea, uite, dar câte pungi și câte mizerii adunate, băi, fraților, nu mai, dacă le cărați până aici, plini, luați-le, mai frate, goale și duceți-vă la gunoi, mă, nu mai aruncați în apă, că de asta poluați apa asta și... Acum o să zic lumea, dar ce, bă, tu cu magnetul nu o poluezi? Eu măcar o curăț, bă, frate. Hai să vă arăt ceva frumos de la mine, de la muncă. Nu știu dacă se vede pe cameră, în dreptul soarelui. Vine un avion la aterizare. Îl vedeți pe unii sârmile alea. Ia uitați, bă, dar ce aproape. Eu am impresia că e Dan Air ăsta. Dacă aveam camera mare, îl filmam. Uitați, ca să vă arăt câtă mizerie poate fi. Lăs asta mai așa. Câtă mizerie poate să fie în apă. Ia uitați, câte bidoane. V-am arătat și o filmare. Aia o să o pun mâine și asta cu magnet o să o pun. Uite, mai e ceva pe acolo, nu știu ce mai e. Uite, KFC, Coca-Cola, bă, toate gunoaiele ați aruncat aici.
Poluas, mă, astea, mă. Asta e, asta e. N-ai ce să faci. Revenim să vedem ce, dacă mai găsim ceva. Gata, băi. Strângem sculele și mergem un pic pe canalul de fugă acolo la pontonul ăla mare, la podul ăla mare. Cam asta am găsit eu. 10, 20, 30, vreo 40 de bani, de ăștia de 10 bani și prostiile astea. Ăsta, acul ăsta e bun, astea le luăm și le aruncăm. Aruncăm și aia. Revenim de acolo cu o nouă filmare. Pa, pa, nu uitați să dați un subscribe, un like la canal, la video și lăsați acolo în comentarii. Când o să vină căldura, să vedem pe unii mai venim cu magnetul și o să mai vin cu un magnet, cu funii Barosan. V-am pupat, pa, pa!